ordinea zânirii la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Ardioasa. În baza prevederilor articolului 116 alineatul 1 din 9G, numărul 57/2020, privind codul administrativ, Secretarul General al UATE Ardioan, invitația vizitată sub numărul 5756 din 22-10-2020, a fost convocat consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Ardioan, convocată prin ordinul prefectului de Bacău, numărul 335/2010-2020. La ședință participă domnul subprefect Lace Citaru, care va conduce ceremonia de constituire a Consiliului Local Ardioan. Vă rog, domnul subprefect. Mulțumesc, bună ziua! Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național. Data de 26-10-2020, ora 16. Întrucât din numărul total de 11 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14-7-2020, pentru Consiliul Local al Comunei Ardioan, județul Bacău, au fost validate mandatele unui număr de 11 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legii pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 11 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de 10 consilieri și absentează un număr de un consilier. La ședința legal constituită participă primarul al cărei alegere a fost validată, domnul Victor Diaconu, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Mâinești. De asemenea, la aceste lucrări participă și un număr de invitați. Scopul ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Local al Comunei Ardeoani, județul Bacău, și depunerea jurământului de către primarul Comunei Ardeoani, urmarea alegerilor autorităților publice locale din data de 27.9.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local,
al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Atanasoae Ioan, născut la data de 7.1.1956, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Moise Mihai Cosmin, născut la data de 5.11.1986, și domnul Macadan Bogdan Adrian, născut la data de 19.02.1982. Toți fiind invitați împreună cu mine să conducem ședința. Domnule președinte, vă rog. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Ardeoan în conformitate cu legea. Dau citire ordinii de zi a acestei ședințe. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Moinești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Ardeoan. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Ardeoan. Dați citire primului punct de pe ordinea de zi. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, vă dau citirea la primul punct de pe ordinea de zi. Depunerea jurământului de către consilieri aleși, al cărui mandat a fost validat de către județul Moinești în scopul constituirii Consiliului Local Comunei Ardeoan. Rog pe domnul Constantin Neamț, secretar general al Comunei Ardeoan, să prezinte încheierea pronunțare în judecătoria Moinești, prin care sunt validate mandate Consiliului Local aleși. Judecătoria Moinești, în dosarul numărul 3567/260/2020, ședința din Camera de Consiliu din data de 13.10.2020, definitivă prin neapelare. Hotărăște. În temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Deaconul Constantin, Moise Mihai Cosmin, Macadam Bogdan Adrian, Pădurarul Remus Marian, Pălan Găviță, Anică Gabriela, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Popa Viorel, Năstase Constantin, Atanasoae Ioan, Popa Gheorghe, Martin Mitică, aleși pe lista Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local ai Comunei Ardeoan de sub Bacău. Ia că Deaconul Victor, de pe lista Partidului Național Liberal, a renunțat la funcția de consilier. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei Ardeoan, prefectul județului Bacău și candidatul al cărui mandat a fost invalidat. Cu drept de apel, în 3 zile de la comunicare, cererea se va depune la judecătoria Moinești, dată în ședința Camerei de Consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către greferea instanței astăzi 310/2020. Vom trece la punct, la depunerea jurământului a fiecărui consilier validat. Domnul secretar, dacă desprezi procedura. Conform prevederilor articolului 117, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, de jurământul cu formula religioasă sau fără formula religioasă, la lege. Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de vechi. Jurământul va fi depus după următoarea procedură. Domnul președinte de vârstă, domnul Ioan Atanasoae, va invita fiecare consilier validat în ordine alfabetică. Acesta se va deplasa la locul special amenajat, unde se afla un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie, sau numai pe Constituție, după caz. Și va da citire jurământului, după care va semna jurământul, care este imprimat de un formular special în 2 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se mânează consilierului. În timpul depunerii jurământului de către doamne și domnul consilier, rog asistența să ne ridicăm în picioare.
astăzi. Invit pe doamna Anita Gabriela. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Ardeoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Este domnul Atanasai Ioan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ardeoani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bălan Găbiță. Subsemnatul Bălan Găbiță, consilier local în cadrul Consiliului Local Ardeoani, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac o bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ardeoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul diaconul Constantin pentru depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ardeoani. Așa să ne ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Macadam Bogdan Adrian pentru depunerea jurământului. Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ardeoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Martin Mitică, în depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ardeoani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Moise Mihai Constantin, de bună ajutorul.
Jur să respect Constituția legii țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Alemani, așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Nastase Constantin pentru depunerea mandatului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Alemani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul pădurarul Remus Marian de bună rezolvă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și principiile mele pentru binele locuitorilor Comunei Alemani. Așa să mergem de Dumnezeu. Invit pe domnul Popa Viorel pentru depunerea jurământului. Jur să respect Constituția țării și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere, în priceperea mea, pentru binele comun, locuitorul Comunei Ardeoane. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aș dori să urez o activitate erotică plină de îndepliniri în slujba comunității din Comuna Ardeoani și care ne-a acordat întreaga încredere. Mulțumesc! Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 de 2019 privind codul administrativ. Cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Ardeoane. Deoarece au depus jurământul număr 10 consilieri, Consiliul Local al Comunei Ardeoane este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnul președinte, da. Punctul 2 pe ordinea de zi. Rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Ardeoane. Am să prezint încheierea. Da. Judecătoria Măinești, dosarul numărul 3536/260/2020. În numele legii, hotărăște. Validează alegerea domnului Diaconu Victor din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Ardeoane, județul Bacău. Dispune această comunicare către instituția prefectului și Consiliul Local Ardeoane. Domnul primar. Vreau să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ardeoane. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Thank you.
să rog eu la sfârșitul ministrului. Bună ziua tuturor și bine ați venit. Potrivit cadranelor legislative, după fiecare ciclu electoral de alegeri locale, primarul și Consiliul Local trebuie să procedeze la depunerea jurământului. Am să vă rog să-mi permiteți să prezint invitații noștri și să le mulțumesc de prezență. Avem pe domnul subprefect Jitaru, din partea prefecturii, pe domnul Viorel Miron, președintele interimar al PNL Bacău, domnul senator Daniel Fenechiu, domnul senator Viorel Ilie. Din partea Potropopiatului Moinești avem pe părintele Potropop Căștel Mare, pe părintele secretar Sorin Bânzu, preotul Daniel Ienea, preotul paroh Gheorghe Andrioaie, preotul paroh Dan Pădoraru, preotul paroh Victoraș Matei, preotul Ioan Diaconu, preotul Victor Matei și părintele Catolic. Fac o glumă și am să spun că în cadrul meu a devenit cutumă această procedură, având în vedere faptul că mă aflu la al cincilea mandat de primar al Comunei Ardeoani. Această prelungire a ciclurilor de investire în funcția de primar mă obligă, mă bucură, dar mă și obligă față de cetățenii Comunei Ardeoani, care și-au pus speranțe în mine, convins că voi depune toate eforturile pentru a realiza multitudinea de probleme cu care să le asigură un trai civilizat în deplină siguranță. Odată cu depunerea jurământului, vreau să-i asigur pe toți cetățenii Comunei, indiferent de confesiunea religioasă, preferințele politice sau alte criterii, că voi fi primarul tuturor. Ușa instituției va fi deschisă pentru toți cetățenii și că nu voi permite nimănui să facă discriminare și să se manifeste cu lipsă de respect față de ei. Așa cum am mai spus-o și în alte ocazii, nu a fost ușor să-mi exercit această misiune onorantă și onorabilă de-a lungul celor 4 mandate. Spun asta motivat de faptul că am avut parte de multe satisfacții, dar și de foarte multe greutăți, atât de ordin politic, cât și administrativ. Am să mă refer la două chestii foarte importante și anume. În ianuarie 2014, Oatea Ardeoani a fost declarată prima localitate din România în stare de insolvență. O decizie pe cât de ticăloasă, pe atât de nocivă, care până în anul 2019 a fost o frână puternică în dezvoltarea comunei noastre, anulându-ne, practic, posibilitatea accesării fondurilor de investiții, cheltuieli de avare și condiții funcționale de austeritate totală. Un alt aspect ar fi și amestecul ticălos al factorilor politici care aflați premenii la cărma județului Bacău și a României au găsit de cuvință să mă pedepsească nu pentru faptele mele, ci pentru curajul de a nu împărtăși aceleași idealuri politice. Mă refer aici la Partidul Social Democrat și, în mod special, la șeful organizației județene Bacău Dragoș Venea, care nu a avut și încă nu are liniște încercând, împreună cu subordonații lui, să mă provoace, poate voi ceda, făcându-le posibil și însușirea acestei comune de răgândită de veșnicul lor candidat. Vreau să vă spun dumneavoastră și tuturor cetățenilor Comunei Ardeoani că toate aceste lucruri nu au reușit să mă dezarmeze. Ba mai mult, m-au călit și m-au ambiționat să merg mai departe. Sunt supărat doar că la tot acest circ au fost martori nevinovați cetățenii Comunei noastre. Am avut totuși noroc să am identificat soluții, am găsit înțelegere la anumiți oameni din instituțiile statului și în felul acesta să reușesc a rezolva o serie de probleme importante pe care mulți colegi de-ai mei nu au reușit nici pe timp de pace. Spun pe timp de pace, folosind metafora, pentru a scoate în evidență faptul că perioada insolvenței a fost atât de grea ca fiind o stare de război. Mă opresc aici de teamă să nu zic vorbe care să strice momentul acesta atât de solemn și ca cu o încărcătură emoțională care ar trebui să ne bucure. Închei asigurându-vă pe dumneavoastră cei prezenți și pe toți cetățenii Comunei Ardeoani
că nu voi face niciun fel de abatere de la programul de dezvoltare și că toate cele promise de mine se vor materializa cu succes în acest mandat 2020-2024. Am încredere în instituțiile statului, în președintele României, în guvernul Orban, care cu siguranță ne va fi partener credincioși și de încredere în promovarea idealurilor noastre ale tuturor românilor. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Acum, dacă din invitați doresc să ia cuvântul, în primul rând să-i urăm bun venit domnului prefect. Domnule subprefect, domnule președinte PNL, domnule senator, stimați consilieri și în ultimul rând domnule primar, eu vă mulțumesc că m-ați invitat la această festivitate a dumneavoastră, la momentul zero al noului Consiliu Local și al celui de-al cincilea mandat al mai nou vechiului primar. Este un moment important în viața oricărei localități, când după alegeri se stabilesc lucrurile pentru ce va urma. Faptul că cetățenii din Ardeoane au înțeles să aleagă același primar spune multe lucruri, spune că respectivul primar se bucură de încrederea cetățenilor, că oamenii își pun încredere și speranță în viziunea primarului despre dezvoltarea localității. Pot spune același lucru și despre Consiliul Local, în totalitate și respectiv individual, cu privire la membrii Consiliului Local. V-aș putea spune că, și cu siguranță știți foarte bine treaba asta, că activitatea primarului este întotdeauna direct legată de activitatea Consiliului Local. Adică dacă are un Consiliu care îl susține, un Consiliu care îl ajută, și când spun îl ajută, nu înseamnă că e de acord întotdeauna cu ce vrea primarul, ci îl ajută în maniera activă a ajutorului care poate să-l dea un Consiliu primarului, atunci lucrurile întotdeauna merg bine. Când Consiliul îl sabotează pe primar, când există alte interese, sau în momentul în care nu este interesat de mersul, bunul mers la activităților în comună, atunci lucrurile nu merg bine. Este și motivul pentru care eu vă recomand să țineți cont de jurământul care l-ați depus astăzi și atunci când se discută lucruri care sunt în interesul cetățenilor din Ardeoane, să lăsați la o parte orice dispută politică, pentru că cel mai important lucru este ceea ce faceți și ceea ce rămâne. Altminteri, riscul ca să fiți la categoria și alții în administrația Ardeoanelui este foarte mare. Domnului primar nu-mi permit să fac recomandări, pentru că după 4 mandate, cred că recomandările o să le fac câțiva pensiona, o să-i recomand niște activități care ar putea să fie de divertisment, dar înțeleg că încă e activ și încă mai dorește să facă niște lucruri. Am văzut foarte mult pentru să-ți ai clerului, nu întâmplător, i-am lăsat într-o parte specială a prezentării mele din fața dumneavoastră. Eu mă bucur întotdeauna când văd că biserica este parteneră cu autoritatea locală. Mă bucur când văd că reprezentanții și ai Bisericii Catolice și ai Bisericii Ortodoxe sunt în armonie. Și o să vă povestesc o poveste interesantă. Este prima dată, vă spun, în premieră. În anul 2006, la ușa biroului meu a bătut un episcop auxiliar catolic, Monsignorul Cornel Damian. Respectivii oameni de la Biserica Romano-Catolică aveau o problemă legată de faptul că nimeni atât vecinătatea Bisericii Sfântului Iosif, a Catedralei Sfântului Iosif, se construia un bloc, începuse construcția și exista riscul ca acea construcție să prejudicieze grav catedrala. Și ei făcuseră o cercetare pe piață, în căutarea unui avocat specializat pe așa ceva. Probabil că au mai fost unii înaintea mea care nu au vrut să bage, mă rog, pe vremea respectivă adversarii erau practic statul român, era primarul general al capitalei, care era Videanu, Băsescu dus autorizația, Chiliman dăduse o concesiune, adică, mă rog, era o zonă extrem de frumoasă cu toată povestea asta și probabil că mai mulți confrați de mine din avocatură, care erau mai bine portați, refuzaseră să bage.
În momentul în care i-am spus monsignorului Damian că, domne, există o problemă. Dumneavoastră ar trebui un avocat catolic. Pentru că în ipoteza în care cumva rezultatul dosarului nu va fi favorabil, ai putea să treci cu impresia că n-ai fost bine apărat pentru că te-a apărat un ortodox. Și eu nu cred că e foarte în regulă ca un ortodox să apere Biserica Catolică. Și la momentul respectiv s-au ridicat, ne-am strâns mâinile, că era COVID-ul vremea aia, și din ușe, monsignor Damian mă întreabă, domnul avocat, dar dacă vă sună prea fericitul părinte Teoctis, acceptați să luați cauza noastră? Și eu, evident, spun, evident, în 4 minute m-a sunat Patriarhia. Și Patriarhul Teoctis, cu care m-am întâlnit în viață ulterior de 2 ori, dar legate de acel telefon, mi-a spus o treabă foarte interesantă. Mi-a spus, domnul avocat, să știți că religiile nu sunt altceva decât limbile Domnului. Și dacă puteți, așa cum e bine să înveți mai multe limbi, ca să, că atâtea limbi cât te cunoști, atâtea oameni ești, faptul că ajuți pe promotorul unei limbi care rezează Domnului, e un lucru creștinesc. Deci asta mi-a spus Patriarhul Teoctis și practic ăla a fost momentul când am început o colaborare cu Biserica Romano-Catolică, cu care am lucrat vreo 4 ani de zile și pentru care am anulat hotărârea, am anulat autorizația de construire a imobilului de lângă Catedrala Sfântului Iosif și pentru care am spus prima hotărâre a Parlamentului European, prima și singura împotriva României în ce se privește protecția patrimoniului cultural. V-am dat acest exemplu pentru că acea perioadă a fost o perioadă care m-a ajutat să înțeleg cât de importantă este prezența bisericii în societatea românească și cât de important este să existe armonie între cultele recunoscute în România. Doresc succes Consiliului Local, mult succes primarului, clerului doresc sănătate și implicare în continuare și să auzim la de bine. Mulțumesc! Senatul, dacă eram tot senatul aici monopolizam. Eu îl salut pe Victor și pe tot Consiliul Local. Mă înclin, succes! Bună ziua! Îmi cer scuze că am ajuns mai pe sub de la constituire de Consiliul Local și am dorit neapărat să mă aflu astăzi în jocul dumneavoastră. O să preiau o parte din ideea domnului senator Fenechiu și o să vă spun foarte sincer, din partea instituției prefectului, la momentul de față, se poate considera că tot ceea ce ține de campanie electorală privind alegerile locale s-a încheiat odată cu depunerea jurământului de către dumneavoastră și de către domnul primar. Este important să preluăm modelul de armonie care există între slujitorii celor două confesiuni creștine, este vorba de Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică, și să înțelegem că tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru Comuna Ardelean, faceți pentru acești locuitori care v-au votat votul. Este important să țineți minte acest lucru, pentru că urmează o perioadă de 4 ani în care destinul acestei comunități se află în mâinile dumneavoastră. A dumneavoastră, domnilor consilieri și doamne consilieri, și a dumneavoastră, domnule primar. Este important să înțelegeți că e necesară colaborarea între dumneavoastră și constituirea acelui spirit de echipă. Sigur, vor mai fi momente în care nu veți fi cu toții de acord. Vor mai fi momente în care veți simți nevoia de a vă exprima mai mult subiectiv decât obiectiv cu privire la analizarea diverselor proiecte pe care doriți să le implementați la nivelul comunității dumneavoastră. Dar este un lucru normal. Important este să trecem peste acele momente și în momentul în care vom intra în sala de consiliu, să fim conștienți că suntem consilieri cu toții ai Comunei Ardelean. De asemenea, este important că atunci când veți avea o idee și vor fi și alți colegi de-a dumneavoastră care vor veni cu proiectele proprii, să puneți în primul rând în balanță tot ceea ce înseamnă argument rațional și nu argument subiectiv. Așa se construiesc dezbaterile autentice, așa se fundamentează proiectele care vor ține foarte, foarte mult și care vor spori gradul de confort din comunitatea dumneavoastră.
Mai mult decât atât, trebuie să faceți front comun în jurul domnului primar. Știți acest lucru, cei care sunteți la mandate succesive, dar cei care ați intrat în primul mandat, trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că domnul primar nu este dușmanul Consiliului Local, la fel cum nici Consiliul Local nu trebuie să fie dușmanul domnului primar. Dimpotrivă, reprezentați, dacă îmi permiteți o metaforă, Parlamentul Comunei Ardevan, iar domnul primar reprezintă puterea executivă a acestei comunități. Trebuie să înțelegeți că ceea ce stabiliți dumneavoastră, domnul primar, trebuie să ducă la îndeplinire, iar dacă ceea ce stabiliți dumneavoastră nu este spre ajutorul comunei, nici domnul primar nu poate să facă minuni. Mai mult decât atât, faptul că domnul primar este la 5-lea mandat arată că este receptat cât se poate de pozitiv de către locuitorii comunei Ardevan. Iar acest lucru îi dă o legitimitate foarte mare și, bineînțeles, o responsabilitate pe măsură. Ajutați-l să-și ducă la capăt proiectele, ajutați-l să-și împlinească promisiunile pe care le-a adresat cetățenilor. Nu spun acest lucru ca să-l ajut neapărat pe domnul primar, pentru că nu cred că are ajutor, nevoie de ajutorul cuiva, ci pentru a facilita tot ceea ce înseamnă proces administrativ la nivelul comunei Ardevan. Nu vreau să spun foarte mult, știu că este ora mea intactă, dar vreau să vă asigur că la nivelul instituției prefectului veți avea întotdeauna ușa deschisă și dumneavoastră, domnilor consilier, și dumneavoastră, domnule primar. Indiferent de problemele pe care le veți avea, eu, împreună cu colegii mei, vom căuta soluțiile cele mai potrivite. Iar din moment ce le vom identifica, vă vom sprijini să vă promovați proiectele. Fie că este nevoie de autoritățile județene, fie că este nevoie de autoritățile centrale. Vă spun că este nevoie ca acest lucru să se întâmple. Dumneavoastră și domnul primar veți avea nevoie de tot ajutorul de care veți putea beneficia. Nu trebuie să ratați nicio oportunitate și mai mult decât atât, vă recomand să folosiți perioada care urmează, să vă fixați niște obiective îndrăznețe. Aveți aproape 3 luni de zile până la sfârșitul anului, sau de fapt mai rămas 2 luni de zile până la sfârșitul anului. Vă puteți întâlni, vă puteți scrie pe hârtie sau cum doriți dumneavoastră obiectivele, dar nu pentru următorii 4 ani, ci pentru următorii 5, 10, 15 ani. Și vă încurajez să nu fiți modești, să țintiți cât puteți de sus, pentru că este mult mai important să nu reușiți cu puțin să îndepliniți un obiectiv măreț, decât să reușiți 100% să îndepliniți un obiectiv mic sau mediocru. Prin urmare, fixați-vă obiective îndrăznețe, veniți în cadrul ședințelor de la Consiliul Local, susțineți-vă cauza, încercați să găsiți cât mai multe argumente în favoarea proiectelor dumneavoastră și vă rog să acceptați în momentul în care alți colegi vor avea idei mai bune. Știm cu toții că resursele sunt limitate. Prin urmare, este foarte important să știm cum le alocăm. Iar de dumneavoastră depinde acest lucru. Fie că vreți, fie că nu vreți, soarta acestei comunități pentru următorii 4 ani este în mâinile dumneavoastră și aveți șansa să scrieți istorie sau să fie trecut numele dumneavoastră pe o pagină din cartea de istorie a acestei comunități peste care toți vor trece în grad. Imaginați-vă cum vă veți simți în anul 2024, când veți fi nevoit să vă evaluați mandatul și să vă puneți întrebarea, oare am făcut tot ce am putut în condițiile date ca viața din comuna Ardevan să fie mai bună? Și ca să răspundeți cât mai corect la această întrebare, puneți-vă în pielea unui tânăr care ar vrea să rămână în comuna Ardevan sau pe care ați vrea să-l atrageți în comuna Ardevan. Ce ar trebui să-i ofere comuna, ce poate să-i ofere și mai ales ce îi oferă la momentul de față. Și vă spun că după ce veți pune aceste întrebări și vă veți gândi, veți avea niște răspunsuri foarte importante pentru destinul comunei. Acestea fiind spuse, vă felicit pentru numirea dumneavoastră și pentru jurământul pe care l-ați depus. Vă doresc mult succes, multă putere de muncă. Și pentru că este astăzi ziua Sfântului Dimitri, Sfântului de Mir, dați-mi voie să vă felicit în numele instituției prefectului pe toți cei care purtați acest nume și să vă urez la mulți ani și sănătate, lucruri pe care de altfel le doresc atât dumneavoastră, ca reprezentanța comunității de la Ardevan, cât și locuitorilor comuni. Să dea Dumnezeu să fie o zi cu sănătate pentru toată lumea și să fie un bun început, așa cum spun reprezentanții bisericii. Vă mulțumesc!
stimați membri ai Consiliului Local, dragi invitați, vreau să adresez și eu câteva cuvinte de felicitări locuitorilor Comunei Ardeoane, în primul rând, conducere alese de acești locuitori și speranța că toți cei care au participat la acest exercițiu democratic pe care îl practicăm odată la 4 ani în cazul consiliilor locale, alegerilor locale și parlamentare, odată la 5 ani cele prezidențiale, se va realiza și se va înfăptui lucrul pe care cu toții ne-l dorim. Să facem în așa fel încât să facem o schimbare bine sau să continuăm un lucru bine făcut, să mergem mai departe, să putem să simțim că ceea ce s-a realizat în acest exercițiu democratic a fost în favoarea celui care a votat. Și cred că aici, la Ardeoan, acest lucru s-a făcut în cunoștință de cauză, că locuitorii Comunei Ardeoan, că locuitorilor Comunei Ardeoan le pasă de comuna lor, au ales ceea ce trebuie și așa că trebuie să vă gândiți, să puneți umărul și începând de mâine dimineață, de la prima oră, să începeți să faceți campanie pentru mandatul 2024-2028. Vă urez succes, mult spor la treabă și să ne dăm sănătate, liniște și pace, să putem să ne realizăm ceea ce ne-am propus cu toții. Un primar de 5 stele, îl găsești cam rar pe aici, pe valea asta, și poate mai să fie și de 6 stele și de 7 stele, să dea cum să fie sănătos și să putem să mai participăm la astfel de evenimente. Felicitări și succes! Mai sunt invitați. Dacă nu aș vrea să ne vii Părintele Protopop, am să scape și o cuvântare și o binecuvântare, bineînțeles, pentru un început bun pentru toți consilierii și domnul Părinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe cutindene ești și pe toate le plinești, Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mângâiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cu care dai cărmuitorilor noștri de pe pământ puterea de a conduce și a înțelege rânduiala întocmirilor omenești, prin lucrarea sfințitoare, măreață și nespusă a Harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea dată de Tine și să ne străduim a ne împlini datoriile într-un nimic împotrivit cu nevoinței Tale de a da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului.
Pentru aceasta ne rugăm ție în această zi, într-o acest ceas, binecuvintează, Doamne, pe robul tău acesta Victor, pe care l-ai rânduit să conducă comunitatea aceasta, încununează cu arma adevărului și a bunăvoinței, vechează asupra capului lui și asupra Consiliului Local ales, supunându-i pe toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, dăruindu-le lor adâncă și satornică pace și pune în inima lor gândul bune pentru comunitatea aceasta, pentru poporul român, ca într-o pace acestui neam, viață pașnică și netulburată cu toții să avem în toată cucernicia și curăția. Că Tu, Doamne, ne-ai poruncit prin vasul Tău cel ales, Sfântul Apostol Pavel, să facem cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt în alte drepătorii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită, într-o toată cuvioșia și bună cuviință, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dăruiește, Doamne, robilor Tăi aceștia, primarului ales și Consiliului Local, sănătate bună, înțelegere și tărie, ca să poată sluji cu toată dăruirea și responsabilitatea misiunea încredințată lui de Tine, urmând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și trecători, care au slujit cu credincioșie și jertfelnicie țara noastră și Biserica cea Sfântă, căci nu este adevărată stăpânire în afara celei care vine de la Tine, iar cele ce sunt de la Tine sunt bine mântuite. Drept aceea, ne rugăm, Doamne, neîncetat pentru aleșii noștri, luminează-le mintea și inima doar spre ceea ce este drept, bun și folos poporului nostru. Iar legile date să fie spre bunul mers al poporului nostru cel bine credincios, că Tu ești stăpânitorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Doamne, Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață cu Duhul Bicotului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, împlinirea rugăciunilor lui Dumnezeu, primar Victor, cu Consiliul Local, pentru casa bisericilor toate, deci la cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Caută, Doamne, dintr-o înălțimea Sfântului Tău locaș și binecuvintează moștenirea Ta și păzește pe toți aleșii noștri, dăruindu-le minte luminată și inimă curată, ca legile date să fie spre bunul mers al poporului nostru cel binecredincios. Pentru aceasta să zicem, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Stimate domnule primar, stimate autorități centrale, județene și locale, cărceni și părinți, stimați invitați și stimați Consiliul Local, membri aleși al Consiliului Local al Comunei Ardevan, mă bucur nespus că sunt prezent alături de dumneavoastră la acest eveniment festiv. Vă felicităm pentru acest nou mandat pe care l-ați obținut în urma alegerilor democratice care s-au desfășurat zilele trecute în țara noastră. Vă felicităm și pentru această manieră în care ați hotărât să începeți acest nou mandat. Mai întâi de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate și în același timp cerând ajutorul Domnului în noua activitate pe care o aveți de dus de acum înainte, știut fiind faptul că nimic nu putem să facem fără ajutorul lui Dumnezeu, așa cum ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Lucrul acesta este și mai important pentru că faceți parte și dintr-un partid care se socotește pe bună dreptate a fi de dreapta și știm cu toții de unde vine această diferență între dreapta și stânga. Teoretic ar trebui toți să fim de dreapta, pentru că însemnăm cu semnul Sfintei Cruși cu mâna dreaptă. De aici și vine această diferențiere între dreapta și stânga, știut fiind faptul că ideologia aceasta de dreapta este cea care, sau ar trebui să fie, mai bine zis,
cea care este ancorată pe valorile creștine ale unui popor, ale unui neam. De aceea avem încredințarea, cunoscându-vă și de mai bine de 25 de ani, că veți păstra aceste valori pe care le-ați moștenit din tatăl în fiu, de la părinții dumneavoastră, și veți duce mai departe aceste valori pe care s-au clădit și s-a clădit acest neam, acest popor binecuvântat de Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu tuturor sănătate, gândul cel bun pentru acest neam și pentru Biserica cea Sfântă, să ne ocrotească pe toți cu sănătate și înțelepciune. Doamne ajută! Părintele Romanul Catolic, dacă dorește și Sfinția voastră să... Mulțumesc, Osmă Fiscur, felicitări domnule primar, felicitări consilierilor aleși. Rugăciunea mai puțin contează de cine este condusă către Dumnezeu. Ne-am rugat împreună și acesta este un lucru foarte frumos. Mult succes în noul mandat și un salut respectuos tuturor invitaților. Mulțumesc! Pentru că nu mai este cineva care dorește să ia cuvântul, consider că această ședință a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc sănătate și mult succes în activitatea pe care aveți în față. Să ne dea Dumnezeu tuturor spor în toate.